lucru sau ceea ce trebuie să urmează pe să urmeze pe listă de lui Dumnezeu este inima. Fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Păzește-ți inima mai mult ca orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Inima are legătură cu mintea. Mintea primește informație și o procesează și o coboară la inimă. Dar nu inima ca organ. Inima ca centru vieții noastre. Și zice, fiule, păzește. De acolo ies izvoarele vieții. Din prinsosul inimii vorbește gura. Păi dacă auzi pe om că vorbește prostii, cuvinte de ocară, chiar și de astea uzuale, așa cu mângâieri de copii de astea tradiționale, urâte, bazat cu asta, inima lui e plină de cuvintele alea, de ghes. Cuvinte pline de farme împropotesc în inimă, slăbit să fie numele Domnului. Și zic, cântarea mea de laudă este pentru păratul, ca limba, ca tana unui scriitor, scris să fie limba și să rostesc cuvinte frumoase, cuvinte pline de har, ca să dea, să dea har celor ce auzi, aibă sare, vorbire dreasă cu har și cu sare, care vine dintr-o inimă, din prinsosul inimii vorbește gura, căci prin cuvintele curitale poți să fii osândit și tot prin cuvintele curitale ești mântuit. Amin. Inima este un depozit. Este partea logistică a spiritualității omului. Din inimă ies izvoarele. Iisus a zis că cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Laudă Domnului! Bă, omule, dacă curge râuri de apă vie, cel ce se adapă, să știi că învie, că zice Biblia, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, ca cei ce șchiopătează după voi să nu mai șchiopăteze, ci mai degrabă să fie vindicați. Amin! Amin. Bă, fratele meu, ia mai verifică, ce ai totul la inimă? Ai un foc la inimioară? Ai un dor? Sau ai o nădejde vie? O nădejde vie. Din inimă ies toate izvoarele vieții și inima trebuie păzită. N-o păzește Dumnezeu. O păzim noi. Și buzele vorbesc tot din prisosul inimii. Vedeți? Și are legătură cu logopedul, cu mintea, cu creierul, cu procesarea și așa mai departe. Dar toate dacă le dăm lui Dumnezeu, avem izbăvire și izbândă în numele Domnului Iisus. Dă-i inima ta lui Dumnezeu, că El o cere. Dă-mi inima ta, fiule. Nu vreau banii tăi. Mai întâi vreau inima ta. Pentru că degeaba îmi dai tu mie bani ca să acoperi sau să te etalezi sau să vrei ce vrei tu să faci. Eu vreau inima ta. Când îi dai Domnului inima, portofelul nu mai e al tău. E al Domnului. Și vorbirea și toate sunt ale lui Dumnezeu și El are control și binecuvintează. Slăviți să fie Domnul. Auzi, omul bun scoate din misteria inimii bune lucruri bune, dar omul rău scoate din misteria inimii rele lucruri rele. Când ne înțăpăm între noi, când ne mușcăm între noi. Dar ce fel de lucruri scoate omul? Bune sau rele? Rele. Păi de ce rele? Pentru că misteria inimii este rea. Dar de ce este rea? Pentru că cel rău a pătruns în minte, mi-a tulburat mintea și mi-a răvășit inima. Și mi-a umplut cu prostii. Păzește-ți inima. Amin. Iacov 4:8. Auziți cum se poate curăți inima. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima acum. Împărțită, auziți-vă, frate? Dacă inima este împărțită și dai jumate lui Leana și jumate lui nu știu cine.
inima să fie totului tot a lui Dumnezeu. Amintiți-vă de clipele când ne-am întors la Domnul. Cum eram noi când eram în totului tot lui Dumnezeu și nu ne era frică și n-aveam teamă și eram așa de bucuroși? Ei, vreau să zic că ai dragostea din tâi, Dumnezeu nu ne va judeca după dragostea din tâi, ne va judeca după dragostea de la urmă. Pentru că noi trebuie să rămânem cum am fost. Amin. Să progresăm în lucrurile acelea bune și dacă atunci eram gata să ne dăm viața pentru frați, cu atât mai mult acum. Cu atât mai mult acum. Dragii mei, este vremea, cum zice Biblia, să ne trezim în sfârșit din somn când vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Spuneam, frate, este vremea să ne pocăim cu adevărat. Amin. Să nu trăim în falsitate sau în alte lucruri de fățărnicie, de fariseism, pentru că Dumnezeu cunoaște lucrurile acestea și n-am vrea niciunul să piară, ci tot să aibă viață veșnică. În al treilea rând, să dăm lui Dumnezeu sinele nostru. Asta este potrivit cu ce a spus Iisus, dacă voiește cineva să fie după mine, să se lepede de sine și să mă... Poate că cu asta trebuia să începe. Dacă vrem să-i dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, ne dăm pe noi înșine. Și vreau să vă fiu foarte scurt la capitolul ăsta. Dragii mei, în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 5, spune așa. Despre cei din Macedonia care au făcut un belșug de tărnicie din sărăcia lor, Lucie. Dar Biblia, uite care e secretul care a dus la belșug de tărnicie. Dacă erau săraci luci, poate știe cineva să spună cum e sărăcie Lucie, dacă este culoare Lucie, sau dacă este nivelul de lipsă a materialelor necesare vieții, ei în 2 Corinteni 8:5 spune și au făcut aceasta nu numai cu nădăjduințe, fiți atenți, vă rog frumos, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi s-au dat și nouă prin voia lui Dumnezeu. Ne dăruim pe noi înșine lui Dumnezeu, dar ne dăruim și fraților care ne slujesc. Amin! E, scrie în Evrei capitolul 13 că trebuie să ascultăm de mai marii noștri și trebuie să le fim cum? Supuși. Că ei privechează asupra sufletelor noastre ca să ne ducă la bun sfârșit această opera mântuirii. Ne ajută. Ei privechează și dau socoteală de sufletele noastre. Atunci, dragii mei, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Dați-vă lui Dumnezeu. Dacă nu ne dăm pe noi înșine lui Dumnezeu, nu putem să-i dăm nici mintea, nu putem să-i dăm nici inima. Dacă nu ne naștem din nou, dacă nu, și să știți ceva, nașterea asta din nou, în timp se poate pierde. Poate fi o pocăință autentică la început și apoi din motive, vari motive, apar situații de compromis și mai departe și știți ce spunea Biblia? Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Amin. Ei s-au dat pe sine însuși lui Dumnezeu. S-au dat pe sine însuși lui Dumnezeu. Unul se va numi cu numele Domnului și în țară. Și altul zice, eu aparțin lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, nu vrem doar declarativ. Iisus stă aici la balconul bisericii să zică, omenire, ascultă-mă bine, te iubesc. Pac, dragii, perdeau și pleacă la tine. Nu? El a venit și s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru binele meu și binele tău, mântuirea mea și mântuirea ta. Nu ne asigură Dumnezeu că ne dă cozonaci, dar pâine ne dă în fiecare zi. Amin. Dacă vrei cozonaci, problema ta. Dă-te pe tine însuși lui Dumnezeu. Dăruiește-te lui Dumnezeu. Știți ceva, frații mei? Când a ajuns Petru în casa lui Corneliu, el a ajuns așa cu... N-ai ceva dezinfectant, că aici trăiesc nelegiuiți? Și a luat o grămadă de oameni cu el ca martori.
și a intrat în casa unui păcătos, dar păcătosul ăsta era... Are Dumnezeu un tablou ca asta mai mare, să zic așa. Și primul nume acolo era Corneliu. Milostenile tale, Cornele, și rugăciunile tale au ajuns la Dumnezeu. Amin. Pentru că Corneliu s-a dăruit pe sine și toată casa lui. Și toată casa lui Corneliu a fost botezată în ziua aceea. Măriți să fie numele Domnului. S-a dat pe sine însuși lui Dumnezeu. Macedonenii n-au dăruit mai întâi ce aveau și ei acolo. Dragaveni, știri, vine de cartofi, varză. Ei mai întâi s-au dat pe ei însuși lui Dumnezeu. Și apoi le-a fost foarte ușor să-și dea haina jos, să o dea pentru cei de la Ierusalim. Că ea nu mai aveau mâncare, nu mai aveau ocoare, le dăduseră toate și rămăseseră fără ele. Cui aparții tu? Cine este stăpânul vieții tale? Eu aparțin lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Am avut odată un vis, după ce ne-a murit prima fată, și s-a făcut așa un om urât, și pe parcursul vieții m-am mai întâlnit cu el, diavolul, și a venit în camera unde dormeam, dar eram așa culcat, în pat culcat, dar nu eram adormit, eram treaz, nu puteam să mă ridic. Eram legat, efectiv, așa, nici capul nu puteam să-l miști. Și a venit o ființă hitoasă până în ușa camerei și doar făcea așa, îmi murise primul copil pe care Dumnezeu din a dat prin făgătuiță, soția mea nu făcea copil. Ne-am pocăit, ne-am Dumnezeu un copil și la un an pot să spun cu certitudine că Dumnezeu l-a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Am rămas îndurerați, dar am rămas credincioși în Dumnezeu. Că El este Cel ce poate să mângâie, slăvit să fie Domnul. Și am văzut așa cum am ridicat în Duhul și am stat în picioare și ființa aia a venit până în ușă. Și i-am spus, tu n-ai putere asupra mea. Eu aparțin lui Iisus Hristos. Domnul să te mustre. Și a plecat. Și altă dată m-am întâlnit tot cu ființa aia și vă spun un pic. Era cu copiii la școală, la lecție, și mi-a venit așa un chef să predic. Nu le-am mai dat nicio lecție. Le-am predicat despre răstignirea lui Iisus. Și copiii chit erau opoziți, au ascultat și toți erau așa și așa. Eu treceam printre ei și ei cu capul după mine. Când treceam pe rândul ăla, se duceam așa și deodată apare capul ăla urât pe peretele din spatele clasei cu aceeași voce. În ziua aia era cu zi de joi. Johnny este aici, m-am purtat că Johnny la biserică. Am pus să desfăldăm coșul de la centrală, să dăm niște elemente de beton jos, ca să adunați acolo, trebuia curățat să funcționeze. Era în toamnă. Și Johnny al meu, Dorin, a luat așa un element de beton, care cred că are 50x50, gros de 5-7 cm, și l-a aruncat de la cât? De la 6 metri, a dat cu el așa, și băiatul meu, eu sunt cel mare, care îi plângea, ținea de scară. Știi ce am zis? Johnny, l-ai omorât. A venit piatra aia de sus cu viteză, că nu i-a dat drum așa. A aruncat-o, că i-a venit tot spârnăul la loc cu Johnny. S-a făcut așa un curent pe coș și a venit toată cenușa în ochi. Și elementul ăla de beton a trecut pe la umărul lui așa, l-a șters. Și la picior, băiatul a căzut jos, a strigat la Iisus, a stat un minut așa jos, a spus, a plecat cu el în casă. M-am dus cu el la spital și când ies din mâna lui Dumnezeu, nici măcar n-avea urme cum l-a șters betonul ăla. Dar dați betonul ăla mai acolo cu 3 cm, i-ar fi dislocat umărul. Ar fi rămas. Dați pe totul ăla mai încolo cu 5 cm. L-a fi lovit la tâmplă. Mare Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Aceeași ființă urâtă, hidoasă, a apărut acolo și râdea. Dar noi suntem părți.
prin credință. Dați-vă cu toți aveți lui Dumnezeu. Amin. Că noi suntem cumpărați de Dumnezeu cu un preț care nu se poate estima în bani, în argint. Nu mai aparțineți vouă și altora, aparțineți lui Dumnezeu. Amin. Frații mei, poate trebuia să fac la început să vă mulțumesc frumos că v-ați rugat pentru soția mea și ați fost alături de noi, ne-ați sprijinit și financiar. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumim în numele Domnului Iisus. Ea este bine, este în Franța, este la Paris, acolo nu e la studii, e la, nu e nici la spital, e la tratament, stă undeva la cineva, la unde poate, dar este bine și merge spre bine, slăviți să fie Domnul. Și chiar îmi spunea, aseară am vorbit pe la telefon și mi-a spus un vis care, așa amândoi ne-am bucurat ca niște copii. Și el fii atent să spun ce am visat. Am visat că eram acasă cu mămica, cu mămica mea, cu soacra ei, și în curte la noi erau doi porci, unul mare, așa, un grâu negru și unul mai alb, dar unul mai mic. Și fugeau și alergau și vreau să intre în casă. Și a înțeles ea că erau niște duhuri rele care vreau să intre în minte ei. Iar tot timpul ăsta a fost tare în Hristos și niciodată n-a căzut psihic. Dumnezeu să fie lăudat. Amin. Și zice, noi ne munceam, eu și mămica, să băgăm, să nu le dăm voie să intre în casă. Dar deodată, și asta m-a umplut de bucurie, mi-a fost greu să plâng așa înainte ei, ca să nu-i stârnesc anumite sentimente. Dar zice, deodată am văzut că intră pe poarta noastră un grup de surori și mi-a numit câteva din ele. Au intrat surorile și au închis animalele alea în cutețul lor. Și și ea și și eu am zis, astea sunt rugăciunile surorilor pentru tine. Dumnezeu te-a conjurat cu rugăciune, cu rugăciunile sfinților care se roagă și ți-a păzit mintea să-ți rămână întreagă. Slăviți să fie Domnul! Cât de mult contează să aparținem lui Iisus, să fim al Domnului. Să nu ne lăsăm, frați și surori, doborâți de emoție, târâți de poftă sau de alte lucruri care vin peste noi. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și ultimul lucru care vreau să vă învăț, să mă învăț și pe mine, să-L dau lui Dumnezeu, dă-i lui Dumnezeu înapoi ce ți-a dat. Cum e asta? Păi, mergem la pilda porilor, pilda talanților. Dă-i lui Dumnezeu înapoi ce ți-a dat înmulțit. Dacă ți-a dat Dumnezeu darul ăsta de predicare sau de cântare, prin cântarea ta să se întoarcă mulți oameni la pocăință. Amin! Prin slujirea ta să se înalțe numele lui Dumnezeu, să se lărgească împărăția lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că te duci înaintea lui și spui, mi-ai dat 5 talanți, Doamne, ți-a dat înapoi încă 5. Lăudați să fie numele tău. Dă-i înapoi ce i-ai dat, că El îți cere. A venit din țara aia și a vrut să se socotească cu cei care le-a încredințat. Și nouă ne-a încredințat Dumnezeu talanți la fiecare, fraților, darul de slujire, darul de putere, darul de înțelepciune, care să le folosim după voia lui Dumnezeu, potrivit cu măsura de credință. Amin. Vrei o credință mai mare? Roagă-te lui Dumnezeu că diavolul cere să ne ceară. Cum se cer de grâul, dar El se roagă pentru credința noastră. Amin. Și au zis ucenicii, Doamne, mărește-ne credința. Amin. Am vrea să ne mărească salariul. Aveți, Domnul? Să mărească la locație. Am auzit, am fost aici, am un copil, frate Nicu, cu alocație. Păi să fie Domnul, aleluia! Să ne mărească, nu știu. Dar de ce nu zic? Doamne, mărește-ne. E, când ne mărește Domnul credința, se mărește responsabilitățile, se mărește și lupta. Dar creștem înaintea lui Dumnezeu în experiență și ajungem la statura de om mare a lui Dumnezeu. Frații și surori, doar reiau ceea ce m-am spus în 2 minute 3 și am încheiat. Dă-i lui Dumnezeu sau dă-te pe tine însuți lui Dumnezeu, cum s-au dăruit macedonenii pe ei înșiși.
Dă-i lui Dumnezeu mintea ta. Dă-i lui Dumnezeu inima ta. Dă-i lui Dumnezeu ce ți-a dat El. Știți cât de greu este să ceri bani de la frați? Când avem bani să plătim chiria sau curentul sau apa, e ca și cum biserica asta n-aparține mie sau lui Cosmin sau lui Ion și băi, iară cer ăștia bani. Băi, tu ești dator și eu sunt dator să dăm Domnului. Că până la bani ai să dai mintea și inima și pe tine în sus. Și îți va fi foarte ușor să scoți de bani, să te lipsești de niște hârtii care au oarece valoare. Dar ele pot să dea o valoare veșnică. Oameni buni, biserica nu poate funcționa fără bani. Ea se mulțește cu ajutorul Domnului Sfânt, dar funcționează și cu bani. Adică administrativ vorbind, spiritual vorbind, este nevoie de resurse. De ce nu dăm noi bani la biserică? Băi, orice dăm. Dacă zice fratele, aduce niște haine ca să trimitem... Unde trimitem? În Uganda. Păi da, am niște pantaloni care nu mai au rămas mici. O haine care nu mai pot. Hai să pun și ciorapii ăștia, măcar cu o mânță de rup, dar nu mai poate ceva. Dar când e vorba de bani a omului, asta e lumina ochilor. De ce, fraților? Pentru că nu suntem mai Domnului cu totul. Noi aparținem și banilor. Unde ți este comoara, acolo unde este și inima. Acolo unde este inima, unde e comoara? Păi greu ar fi. Păi a zis Avram, tu vezi acolo muntele la Avram. Trei zile de până acolo Avram. Avram e acolo atunci pe fiul tău. De ce? Avram era al lui Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu. Avram se dăruise prin ascultare lui Dumnezeu. Și nu uitați că trebuie să vă dăruiți și fraților. Cum vă dăruiți fraților slujitori? Prin ascultare de Dumnezeu și de frați. Ascultați de mai mari voci și fiți-le supuși că ce îi privighează asupra sufletelor voastre. Amin. E greu asta. Că și soție e greu să se supună soțului. Deși Biblia spune să se supună ca Domnului. Nu, eu cu Dumnezeu. Eu sunt supusă lui Dumnezeu, dar bărbatul meu nu. Păi, știi ceva? Nu trebuie să pui bărbatul lui Dumnezeu. Că asta e regula. Mai întâi, așa spune, bărbatul lui ca Domnul. Nu ți iubești nevasta, nu iubești pe Dumnezeu, nu iubești. Poți să-i faci tu declarații toată ziua. Doamne, te iubesc, Doamne, tăria mea, Psalmul 18:1. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Dar mai întâi iubește soția. Nu mai e frumoasă cum a fost. Nu mai e balerină. Sau te descalifică. Ce simplu face Dumnezeu lucrurile ca ele să fie accesibile pentru toți. Și toți să ne bucurăm de bucuria lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Și apoi nu uita, frate și soră, dă-i lui Dumnezeu, așa cum a spus, ce ți-a dat. Dar dă-i înmulțit, că s-a dus și ăla cu ștergarul frumos, curat, aranjat, talentul băgat în el, împachetat, sigilat, cântărit, numărat, măsurat, uite, ăsta e! Și n-a primit lauda. A zis, tu ești un rob rău, negru și viclean. Ești viclean. Pe vicleanul acesta luați și legați în mâinile și picioarele, dați-l afară. Și ce are el, dați-l lui primul care a făcut treabă și a lucrat în totul lui tot pentru voia lui Dumnezeu. Dragii mei, ce să-i dăm lui Dumnezeu? Ce este lui Dumnezeu? Dar nu uitați de cum de cezare. Citiți Roman 13 și o să vedeți că autoritățile, dregătoriile trebuie să respectate în limita cuvinței, până acolo unde ei ar da niște legi să ne despartă de Hristos, acolo nu ne mai supunem. Dar până acolo ne supunem, un creștin nesupus autorităților, nu este supus lui Dumnezeu. Pocăit și nu-l plătește amenziile, nu plătește taxele, nu plătește rovinetele, nu plătește asigurările. Și pocăit este. Asta nu e pocăit.
poate fi botezat, dar nici la păcat. Nu se poate, frate. Să nu datorați nimănui nimic, ci să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe altul, împlinește legea lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Asta e Evanghelia, frații mei, asta e învățătura bună, curată, sănătoasă. Nu triplăm situația, nu triplăm autoritățile, că nu știm ăștia să citească asigurare de România. Și tu mergi fără asigurare, mergi fără IPP-ul, mergi fără... Deci, de unde e învățat părința asta? Eu nu vreau să spun asta. Dar uite așa vine acum la final. Frații mei, tatăl minciunii este diavolul și oricine minte se însoară cu fata lui și devine ginerele lui Satan. Aveți grijă și eu să am grijă. Să ne rugăm unii pentru alții, să vedem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dumnezeu să ne